un om slab. Era un om grăsunel, foarte micuț, avea mai puțin de 1,50 m, cu o mustață destul de proeminentă și foarte, foarte zâmbăreț și foarte inteligent. La 24 de ani, după ce a terminat facultatea din Iena, cu magna cum laude, s-a întors în România și a cerut o audiență la rege, pe atunci era Carol I, rege, ca să prezinte proiectul lui de mărire a producției de pești din România, din Delta Dunării. Regele a fost atât de impresionat încât l-a invitat să stea, de obicei audiența nu dura mai mult de 10 minute, l-a invitat să stea la cină. Și la doar 24 de ani l-a făcut director al muzeului, care îi poartă astăzi numele. Bravo, l-a făcut director al pescărilor state.